Din spatele nostru sunt la muncă, se mai opresc din când în când, se mai uită la artiștii noștri și își continuă munca. Bună dimineața! Bine ai venit pe la noi. Fetele de la Vogue au învățat foarte repede coreografia unei piese destul de pe suflet, așa cum faci de ceva ani. Da, într-adevăr, mai ales după, în ultimul an am scos Dansează amândoi și asta vine ca și continuarea piesei. Da, ai folosit și niște versuri de acolo ca să fii cu raport. Să știe lumea despre ce e vorba. Mi s-a părut că e fix momentul în care ar trebui să mai readuc încă o dată aminte de Dansează amândoi. Următoarea piesă oricum schimbăm, gata, nu rămânem chiar așa pe tragic, dar o să fie foarte mișto. Se potrivește chestia asta, eu n-am da, chiar mi se potrivește, nu neapărat ca schimb, nu o să o schimb definitiv. Tragismul ăsta oricum e în vocea mea cumva, știi? Da. Oamenii, chiar și compozitorii, când audă piese de genul, tind să mi-o trimită mie pentru că am chestia asta, știi? De a transmite mai bine, probabil, na, pentru suferință, pentru oameni. Nu, dar uneori piesele se potrivesc unor anumite gâtlejuri. Auzi, tu ești... Ce? Întreb aiurea, îmi feresc privirea de taică tu să nu... Cumperi de pe internet? Cumperi, nu? Da, Doamne, dar culmea, eu nici știam că o să vin astăzi aici, știi? Și m-am uitat fix, să-ți iei ceva? Jur că aici m-am uitat și când am auzit, eram zic, opa, ia uite. Dar ce vrei să-ți iei? Ce plan ai făcut? Nu aveam ceva în cap, mă uitam așa, efectiv. Eu sunt genul care oricum se uită mereu, mai ales dacă îți reduceri, eu-s prima. Hai să mă uit și eu să văd, poate găsești ceva totuși. Când ți-ai luat primul lucru din banii tăi, care a fost ăla, mai știi? Da, țin minte așa că mi-am luat o pereche de sneakers pe care mi-o doream foarte mult. Am fost cu tata și mi-am luat și am fost în extaz, efectiv, îi purtam în continuu. Mi se păreau că arată așa de bine și că sunt așa de frumos încât ar trebui să-i port în continuu, vreau să dorm cu ei. Dar online când ai comandat prima dată, mai știi? Nu mai știu exact, nu știu. Ai comandat de pe cardul tău sau de pe cardul părinților? Mai... Cardurile sunt ale noastre, sunt la comun, știi, nu mai care pe care nume, nu mai contează, așa, la grămadă. Cum se anunță decembrie? Ești ocupată, vacanță, o lună plină. Mai târziu. Când și de ziua mea, ca de fiecare dată, ca în fiecare an, nu contează, marți, miercuri, joi, dacă e ziua mea, e clar că o să cânt. Așa. Și da, Moș Nicolae îmi servește și ziua, lună frumoasă și plină. Mie îmi place foarte mult decembrie, îmi doresc să și ningă, sincer, pentru că... De fapt, mie îmi place să ningă numai în decembrie. După, toți șoferii dacă ninge, din București ți-au mulțumit pentru asta cu ninsul în decembrie. Toți șoferii din București. Dar nu e adevărat. Oricum, și fără ninsoare și cu ninsoare e tot același. E tot aceeași mâncare de pește. E cam așa ceva, sincer. Nu la doctor, ci la Black Friday să-ți meargă bine cu piesa asta. Oricum îți merge deja bine. Să ai un decembrie aglomerat, mulțumesc, cum urăm noi artiștilor la care ținem. Și să vină vacanța mai târziu.